Dragii mei, râsul lui Dumnezeu nu este doar unul înjositor, unul al batjocorii, deși e absolut legitim să fim de râs când gândim și acționăm așa. Râsul lui Dumnezeu este ultimul semnal de alarmă în calea revărsării mâniei lui Dumnezeu. Și cuvântul ne spune, apoi mânia sa le vorbește. Și vă rog să rețineți, niciodată Dumnezeu nu pedepsește, nu-și revarsă mânia, fără ca să tragă un ultim semnal de alarmă. Râsul lui Dumnezeu, dacă îl percep ca atare, e ultimul semnal de alarmă, până când revărsarea mâniei lui Dumnezeu să înceapă. Acum să știți că Dumnezeu nu trebuie neapărat să intervină cu tunete, cu trăsnete sau cu alte și alte dezastre ca să ne facă să luăm aminte. E suficient să ne lase să trăim consecința alegerilor noastre. Și dacă ne uităm la tot ceea ce se întâmplă astăzi, ne uităm la felul în care lumea întreagă, popoarele, culeg consecința alegerilor lor greșite. Cuvântul ne spune că neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este ce? Rușinea popoarelor. Dragii mei, când Dumnezeu vrea să-și reverse mânia, nu trebuie să acționeze, să apese pe prea multe butoane. Trebuie doar, așa cum spunea Pavel în Romani, de aceea Dumnezeu i-a lăsat. Nu trebuie altă pedeapsă decât să te lase Dumnezeu să culegi toate consecințele alegerilor tale greșite.